Pe 15 iunie 2021, lumea avea să afle că Christian Amanpour, jurnalist de origine engleză-iraniană și gazdă de televiziune CNN, primise din partea medicilor un verdict extrem de dur și descurajant. La fel ca milioane de femei din întreaga lume, am fost diagnosticată cu cancer ovarian. Avea să mărturisească ea cu emoție în glas. Christian Amanpour este considerată una dintre cele mai complexe personalități jurnalistice din ultimele decenii. S-a făcut remarcată că a fost corespondent de război dintre națiuni precum Iran și Irak. A relatat despre destrămarea Uniunii Sovietice, despre războiul din Golf sau despre războiul bosniac. A intervievat politicieni precum Tony Blair, Pervez Musharraf, Hillary Clinton, Nicolas Maduro, Hassan Rouhani, Emmanuel Macron, Angela Merkel, John Kerry, Dalai Lama, Robert Mugabe, Muammar Gaddafi, dar și actori precum Angelina Jolie, Tom Hanks sau Meryl Streep. Intervențiile ei persuasive au contribuit mult la poziționarea CNN-ului ca autoritate globală în materie de comunicare. Mulți spectatori din întreaga lume, care i-au îndrăgit stilul inconfundabil de senior VIP al jurnalismului, au rămas întristați în urma anunțului. Pe rețelele de socializare, mulți i-au urat succes în vederea unei recuperări complete și rapide, ceea ce se pare că se și întâmplă. După o intervenție chirurgicală majoră, se supune procedurilor de chimioterapie, sperând în cel mai bun prognostic posibil pe termen lung. Și, ca orice om, primește bucuroasă susținerea celor dragi. Cum ajuți un apropiat, un prieten sau un oarecare atunci când destinul pare ca implacabil? La căpătuiul patului unui apropiat diagnosticat cu cancer, reacțiile diferă. În timp ce unii dintre cei neatinși de flagel se prăbușesc ei înșiși, alții pot dezvolta tendința distanțării de cel despre care cred că în curând urmează să moară. La pol opus, cel aflat în necaz, deseori experimentează din nefericire teama de a nu pierde dragostea, aprobarea și apropierea celor iubiți. Ce se mai poate face pentru un prieten diagnosticat cu cancer? Iată însă câteva lucruri concrete. Vizitează-l. Cancerul nu este contagios. Contactul este foarte important. Stai cu el cât de mult timp poți. Arată empatie, atât cât poți. Îmi pare rău că treci prin așa ceva. Pot vorbi despre mine dacă îți place. Acesta trebuie să fie un moment dificil pentru tine. Nu-mi pot imagina cum te simți. Nu știu ce să zic. Sunt aici pentru tine dacă vrei să vorbești. Am văzut un film foarte bun zilele trecute. Ai vrea să ți-l arăt și ție? Insuflă-i speranță. Nu ești singurul care trece pe aici. Mulți au biruit această boală. Există mari progrese ale medicinii în ultimii ani. Oferă-te să-l ajuți cu ceva practic. Fă-i cumpărăturile. Fă-i orice mică treabă casnică. Plimbă-i animalul de companie. Fă-i un suc natural. Îndreaptă-i atenția către Dumnezeu, citindu-i promisiuni biblice. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? El îți va vindeca toate bolile tale. Doamne, Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Domnul va da din nou putere mădularelor tale. Iisus vindecă orice fel de boală și orice fel de neputință. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Așa cum toți vom afla la final, în fața tragismului bolii, lumea nu se mai împarte în VIP-uri și oameni simpli. Acestea sunt câteva lucruri ce pot fi făcute de către orice nespecialist pentru a-și ajuta prietenul în nevoie. Mai știi și altele? Sugerează-le în secțiunea de comentarii și rămâi cu Opinia Production. Thank you.